Hello! Personal, sunt fan libanez. Îmi place salata katush, salata tabule, îmi place humusul, îmi place rasasur. Și cred că odată, la două săptămâni, ajung la un libanez și îmi fac pofta asta. Până când am descoperit că cei de la Darin s-au gândit să-mi facă viața mai ușoară și să pot să mănânc mai des humus. Partea bună este că nu este conservă de năut, este pastă de năut. Adică durează două minuțele să-mi fac același humus sau poate chiar mai gustos decât cel pe care îl mănânc eu la restaurant. Mi s-a părut super tare că s-au gândit la asta și o să vă spun acum rețeta. Da? Ăsta l-am încercat să-l mănânc și gol, ca să-l fac cât mai safe, să nu mai pun atâtea calorii din ulei și din tahini. Cam așa arată. Se vede? Da? Deci este foarte, foarte dens. La fel, am mai spus de câteva ori, aveți grijă când mâncați năut să conștientizați că are și carbohidrații incluși. Adică nu mai trebuie să adăugați lipia aia, care este de altfel super gustoasă și caldă și bună și o să mănânci chiar una odată. Pentru 100 de grame avem 135 de calorii. Aici am 400 de grame, adică o să pun jumătate din ce e aici și o să-mi fac un humus de casă, o bunătate, adică e super, super simplu și super rapid. Pun, cum am spus, jumătate. Uitați cât de densă e asta. Deci nu cade din lingură. Nu cade. Ha. Nu cade. Deci cam atât de dens este și pasul următor ar fi să pun tahini, da? Aici, când simțiți la restaurant că este foarte, foarte bun humusul, înseamnă că are mult tahini. Eu nu o să pun atât de mult pentru că vreau în continuare să mă mențin și să-mi fac și pofta. Doar pun lingura aici odată, bam, am ridicat-o, o scurg și cu ce a rămas pe lingura amestec aici, da? La fel. Fac gustos, o să pun, nu s-a văzut, nu cred, n-am făcut mare lucru, n-am făcut, am pus jumătate din conserva asta, este de la Darin, și o linguriță șteasă de tahini, este pastă de susan, da, șteasă, și la fel o să pun o picătură de ulei de măsline, nimic nou, nu? Super, super simplu. Asta e nou, eu nu încerc să revoluționez bucătăria, încerc doar să vă dau niște rețete care sunt super rapide, super gustoase și în felul ăsta să ai bucurie aia că mănânci. Că logic, dacă îți spune cineva mănânci doar piept de pui roșii și castraveți, tu o să zici, nu, nu, mulțumesc, vreau și o să trăiesc, vreau și o să mănânc. Tocmai de aceea fac rețetele astea să îți dai tu seama, bă, pot să fac și eu acasă, pot să-mi cumpăr și o conservă, pot să pun puțin tahini și eu uite ce frumos mi-a făcut. Și acum vine revelația, de fapt, da? Dacă până acum nu vi s-a părut nimic interesant, revelația ar fi, revelația 1, sunt chiar două. Revelația 1 este că pun sumac, tot condiment libanez, este cel din salata fatuș, este acrișor și picant, puțin picant, da? Sau dacă vrei să fie mai picant, poți să pui boia. Și ăsta este humusul meu, da? Ia uitați-l. Și acum revelația numărul 2 este că nu o să folosesc nicio lipie, pentru că deja am carbohidrații din humus, în schimb o să folosesc morcov. Da? Poți să îl stropești un pic cu lămâie ca să fie mai gustos și o să iau morcovul, îl bag aici în humus și este o bunătate. Da? Sfatul meu este să folosiți morcov în loc de lipie, pentru că deja avem carbohidrații din năut, avem uleiul de tahini, avem uleiul de măsline, da? Și este suficient, da? Și în felul ăsta, morcovul fiind dens, trebuie să-l mestești de 20 de ori, ar fi ideal, pentru că în felul ăsta ajungi digestia, mâncarea e deja amărunțită și te bucuri mai mult de gust, da? Mereu vă spun, nu fiți haple, să mânc bam, 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 e foame și pentru că dacă ți-e foame, riști ca porția să fie mult mai mare. Practic, în același timp de 10 minute, tu poți să mănânci 50 de grame de humus, cât este ideal, sau poți să mănânci 200 de grame de humus pentru că ți-e foame și nu poți să te abții. Dar, având morcovul la îndemână, nu ai cum să înghiți bucățile aia de morcov întreg, riști să-ți rămână în gând. Așadar, avem pasta de năut de la Darin, tahini, pasta de susan, tot de la Darin,
sumatul, ingredientul libanez, ulei de măsline și morcovi. Iar m-am încadrat în 5 ingrediente. Vă pup!